Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Iubiți frați și surori în Hristos, a trecut ceva vreme de când capela noastră nu a fost așa plină cum este astăzi. De aceea doresc să vă mulțumesc în numele comunității seminarului că ați avut bunăvoința de a lua parte la hramul seminarului, ziua în care noi îl sărbătorim pe Sfântul Iosif, patronul nostru, dar și ziua în care seminariștii din anul 4 și din anul 5 vor primi slujirile lectoratului și acolitatului. De asemenea, vă rog să-mi permiteți ca în numele dumneavoastră să-i adresez și preasfințitului Iosif un salut și urări de multă sănătate, pace și binecuvântare din partea Domnului prin mijlocirea Sfântului Iosif, pentru că astăzi este și onomastica excelenței sale. Preasfințite, vă rugăm să continuați această sfântă liturghie și apoi să instituiți lectorii și acoliții în seminarul nostru. Ca să luăm parte cu demnitate și cu folos la sfânta celebrare de astăzi, să ne recunoaștem acum cu umilință păcatele și să cerem iertare lui Dumnezeu. Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul și vouă, fraților, am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Purea Fecioară, pe toți sângele și Sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Amin.
Thank you.
Dumnezeule atotputernic, care ai binevoie să încredințezi ocrotirii fidele a Sfântului Iosif, începutul misterelor mântuirii, dă-i bisericii tale harul, ca prin mijlocirea lui să le păstreze cu credință și să lucreze cu râvnă pentru împlinirea lor. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea a doua a lui Samuel. În zilele acelea, cuvântul Domnului a fost adresat lui Natan. Du-te și spune-i slujitorului meu David, așa vorbește Domnul, când se vor împlini zilele tale și te vei odihni cu părinții tăi, voi ridica un descendent al tău după tine, care a ieșit din tine, și îi voi întări domnia. El va zidi o casă numelui meu și voi întări scaunul lui de domnie pentru vecie. Eu îi voi fi lui tată și el îmi va fi mie fiu. Casa ta și domnia ta vor fi stabile înaintea ta pentru totdeauna, iar tronul tău va fi întărit pe vecie. Cuvântul Domnului. Seminția lui va dăinui în vecii vecilor. Seminția lui va dăinui în vecii vecilor. Îndurările Domnului în veci le voi cânta, cu gura mea voi face cunoscută din generație în generație fidelitatea ta, căci ai spus îndurarea s-a întemeiat pentru totdeauna, ai stabilit în ceruri fidelitatea ta. Seminția lui va dăinui. Am încheiat alianță cu alesul meu, i-am promis cu jurământ slujitorului meu David, îți voi întări seminția pe vecie, din generație în generație îți voi întemeia tronul tău de domnie. Seminția lui va dăinui în vecii vecilor. El îmi va spune, tu ești tatăl meu, Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele. Pentru el păstrez pe veci îndurarea mea și alianța mea va rămâne neclintită pentru el. Seminția lui va dăinui în vecii vecilor. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, promisiunea că va deveni moștenitorul lumii i-a fost făcută lui Abraham și descendenței lui, nu prin lege, ci prin justificarea din credință.
De aceea, promisiunea a fost făcută prin credință, ca să fie din har și ca promisiunea să rămână sigură pentru toată descendența. Nu numai pentru cel care provine din lege, ci și pentru cel care provine din credința lui Abraham, care este Părintele nostru al tuturor, după cum este scris, Te-am pus Părinte al multor neamuri, înaintea lui Dumnezeu în care a crezut, care dă viață celor morți și cheamă la ființă cele ce nu sunt. Sperând împotriva oricărei speranțe, el a crezut că va deveni Părintele multor neamuri, după cum îi se spusese, așa va fi descendența ta. Pentru aceasta i s-a considerat ca justificare. Cuvântul Domnului. Cei care locuiesc în casa ta, Doamne, pentru că te pot lăuda mereu. Naștere lui Iosif, soțul Mariei, din care s-a născut Iisus, cel care se numește Hristos. Nașterea lui Iisus Hristos însă a fost astfel. Mama lui Maria, fiind logodită cu Iosif, înainte ca ei să fi fost împreună, s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, soțul ei, fiind drept și nevoind să o expună, a vrut să o lase nascuns. Cugetând el acestea, iată că un înger al Domnului i-a apărut în vis spunându-i, Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, soția ta, căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, căci el va mântui poporul său de păcatele sale. Trezindu-se din somn, Iosif a făcut, după cum i-a poruncit, Îngerul Domnului. Cuvântul Domnului!
să se apropie cei care urmează să fie instituiți în slujirea lectoratului. Dragoș Celestin Burcă, din parohia Sfânta Fecioară Maria Regina Rozarului, Zăpodea. Mihai Ispas, din parohia Sfânta Fecioară Maria Regina Rozarului, Popești, Leordeni. Paul Daniel Balint, din parohia Sfânta Fecioară Maria Regina Lunii Mai, Ghereștii Noi. Marius Petrișor Ghergel, din parohia Dormirea Maicii Domnului, Nisiporești, filiala Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Tupilaț. Vincent Ostrovski, din parohia Sfântul Ioan Nepomuc, Suceava. Prezent. Ștefan Bogdan Onode, din parohia Sfânta Ana, Lespez. Laurențiu Daniel Timaru, din parohia Sfântul Ștefan, Pustiana. Prezent. Andrei Marcelin Bolog, din parohia Sfânta Fecioară Maria Îndurerată, Satul Nou. Prezent. Antonio Daniel Băcăoanu, din parohia Coborârea Duhului Sfânt, Adjudeni. Prezent. Laurențiu Diac, din parohia Preasfânta Inima lui Iisus, Nicolae Bălcescu. Prezent. Alin Florin Balint, din parohia Sfântul Mihail Arhanghelul, Săboan. Prezent. Să se apropie cei care urmează să fie instituiți în slujirea acolitatului. Ciprian Fechetă, din parohia Coborârea Duhului Sfânt, Adjudeni. Prezent. Ionuț Laurențiu Budău, din parohia Nașterea Sfintei Fecioare Maria, Valea Seacă. Prezent. Andrei Blaj, din parohia Trupul și Sângele Domnului, Ghirești. Prezent. Alexandru Marian Balint, din parohia Sfântul Mihail, Săboan. Prezent. Anton Bârlescu, din parohia Coborârea Duhului Sfânt, Adjudeni. Prezent. Adrian Alexandru Bortă, din parohia Sfânta Ana, Lespez. Prezent. Petru Cătălin Beșleagă, din parohia Sfânta Fecioară Maria Regina, Iugani. Prezent. Ionel Gabriel Cojocar, din parohia Sfânta Fecioară Maria Regina, Iugani. Prezent. Cernice Părinte Rector, ucenici părinți concelebranți, dragi candidați la Ministerul Lectoratului și Acolitatului, dragi seminariști, iubiți credincioși, prezenți astăzi în capela seminarului nostru și iubiți ascultători ai postului de radio RCS FM și toți cei care ne urmăriți în transmisie directă pe internet. Celebrăm astăzi solemnitatea Sfântului Iosif, soțul Preasfintei Fecioare Maria, tatăl purtător de grijă a lui Iisus, patronul Bisericii Catolice, patronul muncitorilor, patronul unei morți bune, așa cum este invocat de credincioși și nu în ultimul rând, așa cum a dorit primul episcop al diecezii noastre de Iași, Nicolae Iosif Camili, patronul seminarului nostru mare din Iași, în care ne-am adunat și noi astăzi pentru a-l cinsti și a-i aduce preamărirea lui Dumnezeu pentru lucrările minunate pe care le-am făptuit și le înfăptuiește cu noi în acest seminar. Avem statuia Sfântului Iosif și scrie acolo, Ite at Iosef, mergeți la Iosif. Este impresionantă atenția pe care Biserica Catolică i-o acordă Sfântului Iosif, care este parcă în contrast cu atenția aparent redusă pe care i-o acordă evangheliștii. Niciun cuvânt rostit de Sfântul Iosif nu a fost consemnat în Evanghelie. Uimitor! Există doar câteva versete care ne vorbesc despre dificultățile Sfintei Familii din Nazaret,
în care Iosif niciodată nu este protagonist, ci doar persoana din umbră, dar mereu prezent. Cu toate acestea, ceea ce ne spun evangheliștii este mai mult decât suficient pentru a ne da seama de virtuțile și valorile extraordinare ale Sfântului Iosif. Credința și primatul voinței lui Dumnezeu în viața sa, tăcerea, reculegerea, familiaritatea cu cuvântul lui Dumnezeu, dragostea și respectul lui față de Sfânta Fecioară Maria, logodnica sa, și grija deosebită față de Iisus pe care îl primește, îl respectă ca fiind darul cel mai prețios pe care el a oferit Dumnezeu. Dar ceea ce ne impresionează cel mai mult la Sfântul Iosif este capacitatea lui de a discerne planul lui Dumnezeu în momentele cele mai dificile ale vieții sale. Din acest punct de vedere, putem spune că Sfântul Iosif este un adevărat maestru al discernământului interior. Exact așa îl prezintă fragmentul evanghelic care ne-a fost proclamat puțin mai înainte de Părintele Diacon. În momentul cel mai greu al existenței sale, când află că Maria, logodnica sa, a rămas însărcinată înainte ca ei să locuiască împreună, Iosif nu intră în panică. El nu începe să se plângă, să se victimizeze, ci nici nu începe să învinuiască, acuzând-o pe Maria sau pe altcineva de lucruri rușinoase, deși omenește vorbind avea tot dreptul. Dar Iosif nu face lucrul acesta. Nu caută un vinovat sau o explicație pur omenească la tot ceea ce s-a întâmplat. Nu. Ce face Iosif? Face gestul cel mai demn de omenie în astfel de cazuri. Începe să reflecteze. Începe să reflecteze. Spune evanghelistul, cugetând el la acestea. Iosif cugetă voind să găsească o soluție pentru a putea salva situația, pentru a putea salva imaginea Mariei în comunitate, pentru a putea salva viața care vibra în sânul ei imaculat, adică Iisus. Asta înseamnă că Iosif nu știa dinainte ce era mai bine să facă. Și atenție, nici măcar religia nu-i oferea un ajutor imediat. De fapt, religia, legea, cu regulile extrem de precise care ar fi trebuit să fie aplicate în astfel de cazuri, nu l-ar fi scos din încurcătura chinuitoare în care se afla. Dimpotrivă, religia, legea, îi spunea că trebuie să o denunțe pe Maria, pentru că purta în sânul ei un copil care nu era lui, urmând ca aceasta să fie ucisă cu pietre. Dar pentru Iosif nu aceasta era soluția. De aceea el nu renunță la umanitatea sa. Nu renunță la capacitatea de a discerne ce este mai bine în situația dată. Nu renunță la libertatea sa de a nu dori ceea ce îi poate face rău celuilalt, în cazul de față logodnicei sale, Maria. Ei, acest mod de a acționa al Sfântului Iosif, de a discerne în tăcere și reculegere interioară planul lui Dumnezeu și modul cel mai bun de a proceda, este de o actualitate extraordinară.
pentru că și noi, ca de altfel întreaga omenire, trecem prin momente grele, de atâtea ori, prin momente imprevizibile. A fost și continuă să fie, spre exemplu, pandemia. Încă n-am scăpat de ea. Iar acum privim cu îngrijorare spre Ucraina, spre acest război absurd de-a dreptul și neașteptat, care nu știm cum se va sfârși, situații foarte dificile. În calitate de creștini, ca biserică, încercăm să răspundem acestei noi situații care necesită multă umilință, răbdare și rugăciune. Și tocmai aici ne vine în întâmpinare exemplul de credință al Sfântului Iosif. Este acea credință care nu renunță să se pună în mișcare chiar în mijlocul celor mai grele încercări. Este credința care nu arată cu degetul și nu învinuiește, care nu se victimizează și nici nu caută vinovați. Este credința lui Iosif care privește spre acea licărire de lumină care se deschide mereu în inima celor care aleg să rămână drepți, umili, umani și sensibili, chiar și în cele mai întunecate timpuri. Nu știm la ce concluzii a ajuns Sfântul Iosif în urma discernământului său, dar știm că ultimul cuvânt nu a fost cel pe care l-a elaborat el, ci cel care a venit din ceruri, prin îngerul care i-a vorbit în vis, cum spune Evanghelistul. Dar cât de important a fost faptul că în fața imprevizibilului, Iosif nu s-a pierdut cu firea. Nu a luat o decizie pripită, ci a ales să pună capul la contribuție. A ales să judece, să gândească cu capul său. Era mai simplu să procedeze așa cum îi spunea legea. Știți dictonul, unde lege nu-i tocmeală. Legea spune așa, era mai simplu pentru el să pună în practică această lege, să o denunțe, adică pe logodnica sa. Dar Iosif nu face lucrul acesta, ci urmează un drum de discernământ pe care îl pune în slujba persoanei și în slujba binelui. Iar Dumnezeu intervine și îl luminează. Vedeți, de omul care se roagă, care își pune încrederea în Dumnezeu, care e dispus oricând să facă voința Lui, Dumnezeu îl ajută. Dumnezeu intervine și îl luminează pentru a lua o decizie bună pentru el, pentru Maria și pentru copilul Iisus. Și minunată a fost decizia pe care a luat-o el. Nu te teme să o iei pe Maria, logodnica ta, și a luat-o. Ucenici, părinți, dragi seminariști, iubiți credincioși și dragi ascultători, să nu ne mulțumim niciodată cu o credință rigidă, închisă în preconcepții, bazată pe stereotipuri, incapabilă să răspundă provocărilor care ne vin din afară. Dimpotrivă, asemenea Sfântului Iosif, să avem o credință mereu deschisă la șaptele Duhului Sfânt. O credință capabilă să ne surprindă și să ne inspire în mijlocul oricărei situații pe care o trăim. Credința adevărată merge dincolo de o participare mecanică la Sfânta Liturghie sau de împlinire formală a anumitor prescrieri. Credința este și trebuie să fie mereu vie, energică, plină de viață, în stare să ne ghideze pașii întotdeauna, indiferent de momentele pe care le traversăm. Credința este o resursă pe care o avem la îndemână
și din care suntem îndemnați să extragem acele modalități mereu noi de a acționa spre binele nostru și al semenilor noștri. Acest lucru ne-l învață astăzi Sfântul Iosif. Să-i cerem Domnului să ne dăruiască tuturor darul unei credințe adevărate, înrădăcinată profund în realitate pe care o trăim, deschisă în orice moment spre cerul și capabilă să trezească pretutinde, chiar și în cel mai arid pământ, o rodnicie adevărată și o surprinzătoare noutate de viață. Dragi seminariști, de anul 4, 11, o echipă bună, care astăzi veți primi ministerul lectoratului, un pas important în drumul vostru spre Sfânta Preoție, urmând a fi investiți să proclamați cuvântul lui Dumnezeu în adunările liturgice și să îndrumați pe ceilalți în credință. În limba greacă, voi faceți greacă, acțiunea de a citi este exprimată printr-un verb care înseamnă și a recunoaște. Pentru că atunci când citim din Sfânta Scriptură, ne recunoaștem în ea. Nu însă așa cum ne imaginăm noi, ci așa cum ne vede Dumnezeu. Și avem aici un exemplu frumos pe care ne-l dă Sfântul Augustin. El scrie așa de minunat. Sfânta Scriptură, îl citez, Sfânta Scriptură să-ți fie ca o oglindă. Reflexul ei nu minte, nu flatează, nu are preferințe pentru nimeni. Ați uitat în oglindă și toți ne-am uitat de atâtea ori. Și spune Sfântul Augustin, dacă ești frumos, acolo te vei vedea frumos. Dacă ești urât, acolo te vei vedea urât. Dacă ești urât, nu din vina, nu da vina pe oglindă, nu-i divină oglindă. Intră în tine însuți, spune el, oglinda nu te înșeală. Nu te înșela pe tine însuți, analizează-te și fă în așa fel încât, îndepărtându-te întristat de oglindă, după ce te-ai convertit, să te întorci din nou și să-ți admiri frumusețea în fața oglinzii. Nu uitați, dragi seminariști, că acceptând slujirea de lectori, voi 11, acceptați de fapt să vă lăsați citiți de Dumnezeu. Și exercitând această slujire în biserică, să invitați pe ceilalți să se lase și ei citiți de Dumnezeu împreună cu voi. Astfel începeți să vă pregătiți pentru ceea ce va trebui să faceți după ce veți deveni preoți. Să vă puneți voi înșivă și credincioșii care vă vor fi încredințați spre păstorire sub călăuzirea cuvântului lui Dumnezeu din Biblie, care este viu, eficient și roditor, pentru că acesta să reînnoiască și să transforme viața voastră și fața întregului pământ. Dragi seminariști de anul 5, 3, 6, 8 sunteți, care astăzi veți primi ministerul acolitatului, primind astfel mandatul de a-i ajuta pe preoți și diaconi la celebrările liturgice, iar ca miniștri extraordinari să puteți distribui Eucaristia, Sfânta Împărtășanie. Slujirea pe care o primiți astăzi este menită să evidențieze legătura intimă care există între liturgie și caritate. Slujirea voastră la altarul Domnului trebuie să se extindă și să ajungă la credincioși, mai ales la cei de departe, la cei bolnavi, la cei aflați în dificultate sau în nevoi. Sunteți chemați să încurajați și să promovați acele valori capabile
să răspundă așteptărilor numeroase și variate ale oamenilor de astăzi. În mod special, vă invit astăzi să vă lăsați transformați de misterul la care participați și să vă conformați tot mai intim lui Hristos, Cel care se jertfește pentru binele tuturor. Încercați să înțelegeți sensul profund, adânc, al Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii și să vă folosiți în fiecare zi viața lui Dumnezeu, asemenea lui Hristos, unind celebrarea eucaristică cu mărturia carității. În încheiere, profitând de această mare sărbătoare a seminarului nostru, doresc să vă mulțumesc vouă, dragi seminariști, atât cei care astăzi primiți aceste slujiri, cât și celorlalți, să vă mulțumesc pentru daul vostru spus lui Hristos, care v-a chemat și pe care îl repetați în fiecare zi. Mulțumesc frumos părintelui rector Ștefan, formatorilor, spiritualilor, administratorilor, părinților, profesori, surorilor și tuturor celor care slujesc pentru binele seminarului nostru. Le mulțumesc! Și un gând special de recunoștință adresez părinților, rudelor, seminariștilor noștri, care sunteți mare parte acum aici, fizic, prezenți în capela seminarului nostru, dar și celor care, neputând veni, ne urmăriți de departe. Vă mulțumim pentru darul pe care îl faceți lui Dumnezeu și bisericii sale. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Fraților prea iubiți, să-L rugăm cu umilință pe Dumnezeu Tatăl ca să binevoiască ai binecuvânta pe acei slujitori ai Săi aleși pentru slujirea de lectori, pentru ca îndeplinându-și cu sârguință misiunea încredințată, vestindu-L pe Hristos, să-L preamărească pe Tatăl care este în ceruri. Dumnezeule, izvorul a toată lumina și bunătatea, Tu L-ai trimis pe Fiul Tău unul născut, cuvântul vieții, ca să descopere oamenilor misterul iubirii Tale. Binevoiește a binecuvânta pe acești frații noștri aleși pentru slujirea de lector. Fă ca meditând, fără încetare, cuvântul Tău și lăsându-se ei înșiși instruiți de El, să-L poată vesti cu fidelitate fraților lor, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Primește Cartea Sfintei Scripturi și vestește cu fidelitate cuvântul lui Dumnezeu pentru ca El să devină tot mai puternic în inimile oamenilor. Amin.
primește Cartea Sfintei Scripturi și vestește cu fidelitate cuvântul lui Dumnezeu pentru ca El să devină tot mai puternic în inimile oamenilor. Primește Cartea Sfintei Scripturi și vestește cu fidelitate cuvântul lui Dumnezeu pentru ca El să devină tot mai puternic în inimile oamenilor. Primește Cartea Sfintei Scripturi și vestește cu fidelitate cuvântul lui Dumnezeu pentru ca El să devină tot mai puternic în inimile oamenilor. Primește Cartea Sfintei Scripturi și vestește cu fidelitate cuvântul lui Dumnezeu pentru ca El să devină tot mai puternic în inimile oamenilor. Și acum, fraților preaiubiți, să rugăm cu umilință pe Domnul ca să binevoiască și binecuvânta pe aceea pe care i-a ales pentru acolitat și să-i întărească pentru a sluji cu fidelitate în biserica sa. Premilostive Dumnezeule, care prin Fiul Tău unul născut, ai încredințat bisericii Tale pâinea vieții, binecuvântează-i pe acești frați ai noștri, aleși pentru slujirea acolitatului și fă ca ei, fiind râvnici pentru Sfintele Altare, să împartă cu fidelitate fraților lor pâinea vieții și să crească necontenit în credință și iubire spre desăvârșirea bisericii Tale. Prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Primește vasul cu pâine pentru celebrarea Eucaristiei și trăiește astfel încât să pot sluji cu vrednicie la masa Domnului și în biserică. Amin. Primește vasul cu pâine pentru celebrarea Eucaristiei și trăiește astfel încât să poți sluji cu vrednicie la masa Domnului și în biserică. Amin. Primește vasul cu pâine pentru celebrarea Eucaristiei și trăiește astfel încât să pot sluji cu vrednicie la masa Domnului și în biserică. Amin. Primește vasul cu pâine pentru celebrarea Eucaristiei și trăiește astfel încât să pot sluji cu vrednicie la masa Domnului și în biserică. Să ne mărturisim acum credința. Cred într-unul Dumnezeu. Deu adevărat, prin Dumnezeu adevărat.
veni. Amin. Fraților prea iubiți, sărbătorindu-l astăzi pe Sfântul Iosif, patronul Bisericii Universale, soțul preacurat al Fecioarei Maria, îl rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvânteze, pentru că împlinindu-ne conștiincios îndatoririle stării noastre, să contribuim la zidirea cetății pământești după voința Lui și la venirea împărăției cerurilor. Doamne Iisuse, care ai voit să fii numit Fiul Templarului din Nazaret, ocrotește biserica ta și binecuvântează munca Sfântului Părinte, Papa Francisc, a episcopului nostru Iosif, a episcopului auxiliar Petru și a tuturor celor care vestesc cuvântul tău. Dăruiește-i harul și binecuvântarea ta Sfântului Părinte, Papa Francisc, care azi își sărbătorește aniversarul inaugurării pontificatului, pentru ca să fie mereu inspirat de Duhul Sfânt în toată munca sa. Dă-ne harul să ne îndeplinim munca în spirit de slujire a ta și a aproapelui și astfel să o transformăm în rugăciune. Ajută-i pe părinți să-și educe copiii în iubirea față de tine. Binecuvântează-i cu harul tău pe noi lectori, pentru ca asemenea Sfintei Fecioare Maria, mama ta, să te primească pe tine, cuvântul cel veșnic, și să te vestească tuturor cu inimă deschisă. Revarsă asupra noilor acoliți harul și binecuvântarea ta, ca prin slujirea lor să împartă cu credință trupul tău tuturor oamenilor. Binecuvântează-i pe superiorii noștri pentru toată dăruirea cu care lucrează pentru binele nostru și al întregii biserici. Dăruiește, te rugăm, sănătate, har și putere de muncă familiilor noastre, ca și rudelor, prietenilor și binefăcătorilor noștri, pentru toată munca pe care o fac pentru noi în numele Tău. Prin mijlocirea Reginei Păcii, pune capăt războiului din Ucraina și dăruiește-ne tuturor pacea pe care o dorim. Mângâie-i cu prezența Ta pe cei aflați în agonie și primește-i pe toți răposații să se bucure de vederea ta. Doamne Părinte Ceresc, te rugăm cu umilință și încredere, prin mijlocirea Sfântului Iosif, să reveci cu îmbelșugare binecuvântarea ta asupra noastră, pentru ca după exemplul lui să ne îndeplinim cu râvnă îndatoririle și astfel să ne bucurăm împreună cu El în familia cerească, prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
Vă fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa inimii tale, spre lauda și mâinea Lui Său, spre rostul nostru și al întregii Sfintei sale Biserici. Te rugăm, Doamne, învrednicește-ne să slujim cu inimă curată la altarul Tău, așa cum Sfântul Iosif l-a îngrijit cu venerație și devotament pe Fiul Tău unic născut din Fecioara Maria, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Prin adumbrirea Duhului Sfânt,
pe Domnul nostru Iisus Hristos. Prin El împreună cu îngerii și sfinții cântăm imnul măririi tale, spunând cu bucurie: acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta, o simt, Doamne, și învierea ta, o mărturisim, până când vei veni. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif, cu Episcopul Auxiliar Petru și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tatăl atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, demnitate pe care am primit-o la botez, să ne unim acum glasurile, să le înălțăm spre ceruri, spunând împreună rugăciunea dumneavoastră. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea vă dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea.
Ecce Agnus Dei, iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperul Tău, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos. Amin. Thank you.
Să ne rugăm. Ocrotește pururi, Doamne, familia Ta, pe care ai îndestulat-o cu pâinea Ta cerească. Astăzi, când îl sărbătorim cu bucurie pe Sfântul Iosif, și binevoiește a păstra în ea darurile pe care le împărtășești fără încetare, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Preasfințite Iosif, preacucernice părinte rector, ucernici părinți, profesori și formatori, dragi confrați preoți, dragi seminariști, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși, acum la sfârșitul acestei celebrări solemne a hramului seminarului de aici, din Iași, vreau să aduc și salutul înalt preasfințitului Aurel Percă, arhiepiscop mitropolit de București, și ar fi dorit să fie prezent fizic astăzi aici, la sărbătoarea seminarului, însă avem și la București hramul catedralei, așa că m-a delegat pe mine să-l reprezint la această solemnă și frumoasă celebrare. În numele înalt preasfințitului Aurel Percă, în numele preasfințitului Cornel Damian, episcop auxiliar de București, a preoților din Arhidieceza de București, vreau să vă felicit astăzi, preasfințite Iosif, în ziua excelenței voastre de nume, ziua onomastică, la mulți ani și Domnul să vă binecuvânteze munca pe care o desfășurați aici în Dieceza de Iași. Apoi, din nou, vreau să vă mulțumesc în numele înalt preasfințitului și a clerului din Arhidieceză pentru deschiderea și disponibilitatea de care dați dovadă, având aici și viitorii preoți de București care se pregătesc. Mulțumim tare mult pentru asta. Apoi, mulțumesc părintelui rector Ștefan Lupu, pentru că ori de câte ori este un eveniment important aici, la seminar, are grijă să invite și Arhidieceza de București. Și în numele înalt preasfințitului vă mulțumesc pentru aceste invitații și de asemenea mulțumesc și tuturor profesorilor, formatorilor, spiritualilor pentru munca pe care o depun, pentru formarea umană, intelectuală și spirituală a viitorilor preoți și mă gândesc într-un chip special la cei care vor veni în Arhidieceza de București pentru a lucra în pastorație. De asemenea, înalt preasfințitul mi-a spus să vă felicit, preasfințite Iosife, pentru felul cum v-ați implicat aici pentru a răspunde la criza refugiaților. Și noi, în Arhidieceză, ne implicăm. Aici se vede foarte mult cum v-ați implicat și caritatea bisericii locale este vizibilă. Vă felicit pe voi, dragi seminariști, care ați primit astăzi acolitatul și lectoratul. Domnul să binecuvânteze și să ducă la îndeplinire lucrarea frumoasă pe care a început-o în fiecare dintre voi. Cu aceasta vă doresc o sărbătoare frumoasă și binecuvântată în continuare și vă mulțumesc pentru răbdarea de a mă asculta acum la sfârșitul acestei celebrări. Lăudați să fie Iisus! Felicitări lectorilor, felicitări acoliților, vă dorim din toată inima ani mulți și rodnici în slujirea pe care astăzi o începeți și de asemenea să fiți, așa cum vă îndemn deseori și voi și ceilalți seminarii și dumneavoastră toți, buni și sfinți. După exemplul pe care astăzi ne pune în față Biserica, patronul seminarului nostru, Sfântul Iosif.
La mulți ani tuturor celor care purtați acest nume, bărbați sau femei, cu toate derivatele, mulți ani postului de radio RCSFM, care a transmis și transmite în direct această sfântă liturghie și celebrare, la un an de la înființare, de la inaugurare, și poate nu întâmplător au început activitatea în sărbătoarea Sfântului Iosif. Le dorim mulți ani și emisiuni frumoase și rodnice. Îi felicităm pe toți cei angajați în acest post de radio și pe toți colaboratorii, clerici și laici din Iași sau de oriunde din altă parte. Și cu această urare, mulțumindu-vă pentru rugăciunile ce le-ați făcut pentru mine și urarea pe care mi-ați adresat-o și prin Părintele Rector și prin Părintele Reprezentant al Înalt Preasfințitului, mă încredințez mai departe rugăciunilor dumneavoastră și cu binecuvântarea pe care vă împart acum la final, ne reîntoarcem la ale noastre, dorindu-vă poftă bună la masa de prânz, sănătate, drum bun apoi spre casă părinților, rudelor voastre și o sărbătoare cât mai frumoasă spre slava lui Dumnezeu și spre bucuria sufletelor noastre. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Sfintei Liturghii, care a avut loc la capela Seminarului Mare Diecezan din Iași, o Sfântă Liturghie cu ocazia Hramului Seminarului în solemnitatea Sfântului Iosif, patronul Bisericii Universale, iar cu această ocazie au fost conferite și slujirile de lector și acoliți seminariștilor din anul 4, respectiv anul 5. Vă mulțumim pentru comuniunea de rugăciune și vă invităm ca în continuare să rămâneți la Radio RCSFM. Urmează Îngerul Domnului, dar și Ora Medie. De la ora 13 vom avea radiojurnalul Radio România Actualități, iar mai apoi vom continua edițiile noastre speciale dedicate aniversării unui an de când a fost lansat Radio RCSFM. Încă o dată le spunem la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei și vă dorim o sărbătoare binecuvântată în continuare.